Oamenii sunt foarte muncitori, azi, nu ca noi, din Băreți. Aici e și restaurantul. Aproape ajungem. Amandu. Piroșche, ceva de genul trebuie să chemi. Piroșche. E o mâncare tradițională, poloneză. Piroșche. Și ăsta e restaurantul. Uite și cum le facem. Ce tare. Acolo le făcea. Hai să vedem dacă are ceva cu pentru intoleranți la lapte. Deci aici e restaurantul. Intrăm, baby? Da. Asta e meniul cu pirogarnia. Piroșca. E o mâncare tradițională poloneză. Prețurile sunt super decente. 32 de lei, 28 de lei, 30 de lei, gen. Cabbage with forest mushroom. Vă caut și vegan, opțiuni vegane. Vedem ce mai au. Giulia, așa, champagne. Da, o să vedem ce ne alegem de aici. Spune că trebuie să așteptăm în jur de 45 de minute. Vedem ce alegem și vă arătăm și vouă. Am găsit și piroșchi dulci, chocolate dumplings. Foarte interesante și poate au și opțiunea vegană pentru mine. Da. Că mai au multe, multe chestiuțe. Prețurile sunt decente. Uite, au și vegan. Am văzut că au și vegan. Dar totuși aș vrea ceva cu carne. E super cute restaurantul. La 10.000 de review-uri, vedem ce oferă. Pentru început am luat o apă plată. Deci au boiled dumplings with crayfish, bacon, cream onion, white wine, dill and herbs. Interesantă combinația asta. Cred că pe prima pagină au sale mai populare. Da, uite, traditional dumplings. Dumplings. Și uite, le-au cele mai populare de, din luna asta, of the month. Ai văzut? Aici, ultima. Dumplings of the month, dumplings, one of fluffy east. Mushroom. Da, o să întreb ce o să aibă fără lapte. Hai că vedem ce alegem și vă las. Vă arătăm și vouă. Ți-e foame, iar. Amne, că ai mâncat acum jumătate de oră. Un pic, am mâncat puțin. Chiar am mâncat puțin. De aici am comandat pentru mine, că sunt tolerant of milk, am comandat minced beef. Vedem ce-i. Pare interesant. E și de porc și de beef. Chestiuța asta ultima, spicy black pudding. Dar ce e, trebuie să fie chestia aia? Black pudding? Da. Făcut din porc. Ok. Știi că se dă la breakfast în Irlanda? Da? Nu știu. Și am mai comandat the strawberry, de primul, fără sour cream. Și o să fie vegan. Cam atâta. Vedem acum cum sunt. Dar cred că asta prima o să fie interesantă. Teoretic, porțile cred că vor fi destul de mari. Destul de mari, că 10 porții. El a zis că e destul de mari. Dar e super interesant meniul cum am făcut aici. Și au și un game care îl fac online pe Facebook, din câte văd. Da, o să ne uităm și noi să vedem despre ce-i vorba. Ți-e foame, abia aștept să mănânce. Ia spune-mi, cum arată review-urile de la ei? Bun, super interesante. Au 4.8 și au 10.137 de review-uri. Majoritatea sunt 5 și 4. Ia să vedem, arată-ne și nouă. 10.137 de review-uri. Și așa... Foarte interesante. Nu mai știu chestiuții. Da, văd că majoritatea sunt cistele. Wow. Ok, interesant. Interesant, interesant. Cam așa arată piroștele. Mâncarea tradițională a lor.
dumplings. Ia, în costum, să vezi cum e. Ia, fă-i un review. Dacă mor, să mor eu prima. Asta e cu sour cream, dar eu nu o să mănânc cu sour cream, o să mănânc doar cu raspberry. Cred că parcă niște clătituțe. Auleu, e foarte, foarte... Puffy? E puffy. Nu știu dacă să... Da. Ai pățit-o. Am? Ia vezi. Cum miroase? Bună? Nu mi pot să zic cu ce seamnă. Ne-a supus și eu una. Ale też nie aż tak forta. Oh. Pișcă, 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 pișcă. Asta e cu black pudding. Da. Hai să vedem cine. Dar de ce o faci așa? Deci cam așa arată în auto. Da, ai gust de black pudding. Cum e, bună? Interesantă, nu? Interesantă. Hai să vedem astea. Ce e acolo? Stai. E porc cu... Am vrut ce-o fi chestia asta. Cred că e... Un dip. E... E ceapă călită. Ceapă călită. Cu... Da. Ia să facem așa, să vedem o combinație. E bun? Da, da. Merge. Ok. Din păcate e prea mult. Prea multă. Deci două porții și un desert ajunge pentru 4 persoane. Dar le luăm acasă. E sour cream ăla, numele e pui pe toate. Da. Bag-o în gură. Oh, ațușnit. Plătită. Căpșună? Da. Măcar simt că sunt naturale. Mamă, ce ai făcut acolo? Dai bună? 3 hours later. Noi am ieșit din nou. Hai să chiar ieșim. Trecem pe sub portal. Ne îndreptăm din nou spre un alt restaurant să facem review-uri la mâncare. La un restaurant cu review-uri foarte bune. Nu, iubire, ți-e foame din nou, mă? Un picuț. Ce fain să vede aici. Era frumos și pe zi, dar parcă acum e și mai frumos cu toate lumilițele astea. Da, se vede super. Ieșeam un pic și mai devreme, dar a fost un pic curat și a plouat. Nu știu, asta zice ceva, dar ce fain să vede siricuța din față. Da. No. Hai să mergem direct, intrăm în restaurant și facem din restaurant videourile. Aici e și restaurant un pic mai în față. Locația e super bună, doar că e în construcție pe partea asta dreaptă, nu se vede lacul. Partea e lacul. Cred că acolo jos e. Ce simpatică e. Pare așa ceva mai tradițional. Aici ai? Da, aici ai.
Deci aici și în partea aia e lacul. Da, frumos. Hai să intrăm înăuntru. Tot ce vezi, stic. Cred că sună un pește. Un pește, care înțeleg? A, ăsta, oven numărul 3. Oven bake, așa, 63 de lei, 63 de slot. Eu încă nu știu ce să-mi iau, trebuie să ne le întreb acum. Să văd ce zice. Oricum, un meniu destul de mare, asta îmi place. Super fain. Și prețurile sunt ok. E gen cum erau pescările pe timpuri și când intri la baie, zici că intri într-o tifniță. Super interesant. Și o să luăm și niște shoturi tradiționale de vodka. Să vedem cine oferă. Hai că văd și eu ce-mi comand acum, ce are fără lapte. Greu. Greu. You see gold inside? Oh, yeah. Acesta este un show tradițional. Este un show tradițional polonez, aparent, care conține nu, vodka. E de aici, din Gdansk. Doar de aici, a zis? Tradițional din Gdansk, da. Care conține aur. Deci el conține, e un shot de vodka care conține aur. Wow. Cum stau margeluțele, pe pitare. Hai să-i facem și testul, să vedem cum e. Mamă! Mamă, îți l-ai dat tot. Normal că l-am dat tot. Are puțin gust de ginger. De ăla care mi-ai spus tu mai înainte. Are un pic de gust din ăla. Depind? Și depind, dar băutura aia, cum ai zis tu, germană. De... Iagăr, un pic. Bă, ce dreptare! Wow, e un pic prea tare. E tare, dar e bun. Ce? E tare, dar e bun. Dă-i tot, baby. Hai că poți. Arată peștele, arată destul de ok. Am dat un shot. A dat un shot și e puțin amețit, da? Dar peștele tot așa rămâne. Cum e peștele? N-am gustat, dar gustat din cartofi, dar sunt buni. Cam așa arată plating-ul. Ceva basic, nu e eu. Chiar wow, wow. Dar shot-ul ăla a fost tare. Da, a fost bun shot. Bețivă. Ia, bagă să vezi cum e gustul. Ia să vedem. Dai o notă. Sinceră. De care cam multe oase, cred. Creză. Are gust de pește. Nimic la o. Normal, 7-8. Al tău cum e? Al tău arată mai bine. Unde se gustă? Trebuie să gust eu. Lasă-o mie, la. Oh, uite mă cum ea mănâncă și peștele meu, atât am și eu. Ai tu e mai bun. E normal că eu sunt tolerant of milk. No, bun. Hai că mâncăm și după aia vă spunem exact cum a fost. Da, deci noi am ieșit din restaurant acum. Ne îndreptăm spre nowhere, adică nu știm unde. Și da, mâncarea a fost destul de ok, adică undeva pe la medium. Ce cum ar zice unde. Undeva pe la 7-8. Se putea și pe medium. Și cât am plătit pentru asta? Am plătit 200 de slote, cred că aproximativ 50 de euro. Da, 50 de euro. 40-50, pe aproape. Destul de ok preț, nu pot să zic că da, e un preț foarte mare. Șaturile alea, uf! Șaturile alea, dacă mă înșel, au fost 24 de slote, 24 de lei cu aproximație pe bucată. Deci au fost undeva la 48 totalul. Da, au fost bine. Uite, da. Cam așa arată pe aici. Un pic frigut. E un pic frigut. Și ne îndreptăm după aia spre hotel. Deci mai mini plimbăm vreo jumătate de oră. Hard Rock Cafe, ia uite, au și ăștia Hard Rock Cafe aici. Și după aia mergem la hotel.
auzim mâine.